La mine, eu de când sunt în poziția asta, n-a fost mișcare greșită în care să nu fiu asociat. A plecat mangea, că eu știu prostiile care a vrut el să le facă cu oamenii, nu? Cu bărbații, sau ce în sfârșit. Și cărțul să-l dea afară, că vrea să fie ea. Eu anunț peste tot, domnule, nu mai vreau să antrenez. Dar, în schimb, comentariile erau că eu l-am dat pe mangea afară, că indiferent ce s-a întâmplat, transferurile de jucători cu tare, Cârțu, cu tare, nu mai... Am lăsat un document, nici nu pot să intru, să, eu știu, să explic public niște chestii, pentru că sunt niște discuții particulare care le ai cu patronul clubului, discuții particulare ale clubului și nu pot să vin să ți le dau ție pe public. Că nu face nimeni la o societate. Nu face nimeni așa ceva, să spun din secretele sau ceea ce discutăm noi sau ceea ce... Dar... Și atunci, tu las în pace. Este și o ignoranță pentru care, pe care nu ai cum să o omis sau să o înlături de la oameni. Pentru că aici ei ar trebui să învețe societatea care, pentru că nu mai este societatea aia, eu știu, dinainte de 90 sau din, până în 2000 sau ăla, cu ani care trec să schimbă niște lucruri. Da. Ce înseamnă responsabilitate? Sunt președinte, dacă sunt președinte, înseamnă că trebuie să-ți fac eu echipa, aduc eu jucătorii la club, îi aduc niște jucători lui Rădoi, lui Neagoe sau lui Bergodi sau cine a fost antrenor pe aici și deci, nu-l văd pe ăla că l-a adus. Sau eu și atunci nu trebuie să aduci tu? Atunci mă, tu cu directorul sportiv și noi ne uităm și noi îți dăm aprobare în situ, vii cu argumente, ne faci și da, mă adui. Nu? Și atunci... De ce sunt eu de vină? Că n-aduc jucători sau că am adus nu știu care jucători? Nu sunt eu, nu sunt băgat în treaba asta. Pentru că responsabilitățile nu asta înseamnă. Fi președinte să fac și treaba antrenorului. Am fost antrenor și știu. Nu mi-a plăcut niciodată unul să vină să bagă pe la fel, pe la fel. Și chiar n-am avut cu nimeni nicio treabă din asta de tipul ăsta, vreun patron. Pentru că când au fost niște treburi în care nu m-am... Eu, în general, în momentul în care simt că... Eu știu, în casa ta nu mă simți, nu vrei să mai fiu în casa ta, dar departe nu mă interesează. Apropo de contracte întrerupte și așa mai departe, de pierderi de bani, nu, asta e foarte important. Că tot ați adus aminte de mangia. Se știa de situația aceea pe aici sau nu existau probe? Și la primul moment când domnul Rotaru mi-a spus că am întrerupt cu mangia, nu știu despre ce e situația. Făceau așa glume, vrăjeală din asta, dar nu într-un mod. Iar o chestie din asta mai aproape de tot ce s-a întâmplat, am aflat la o lună, două, nici măcar n-am avut să-l întreb, în rotar nu mi-a spus mie, uite-mă ce s-a întâmplat sau cu tare. Știu, deci și gata. Nu vorbim de treaba asta, tot în ideea în care să nu dezvoltăm. Și nu m-am aflat între timp, uite, așa și așa și așa. Dar au fost mai tot multe de la domnul Rotaru, dar nu la momentul respectiv, poftim? Au fost mai multe cazuri, mai multe jucători? Nu știu asta. Ne interesat de situația respectivă, dar pe care noi nu puteam să, la vremea respectivă, să o dezvoltăm. Fiindcă ați făcut rău clubului. A fost chestia ușor, a fost discuția care a avut-o el cu domnul Rotaru, s-a întrebat bani și gata. Nici nu s-a mai... Dar dumneavoastră ce relație ați avut cu el? Cu cine? Cu magia? Bun așa. M-am întâlnit de vreo două, trei ori cu el pe la restaurant, am mâncat, am luat, din contră, am vorbit de vreo două, trei ori cu el. Mai mult ca cu adică nu vi s-a părut că... Niciodată discutam despre lot de jucători, despre tot ăsta, nicio... Și nu părea omul să... Nu. Dar nu era nici interesant, nu m-a interesat niciodată de un om. Ce face el? Gândire are, cum se îmbracă, de ce are gusturile alea, la mașină, la asta, la antrenorat, aia. Treaba lui era chestia.